cineva. Parcă nu m-a observat nimeni. Mami este la bucătărie, iar tati face duș. Mircea, ce-i acolo? Aici ochelarii lui tati. Mai avem foarte puțin timp. Tati deja termină de făcut duș. Iese din baie. Da, acesta este cel mai bun obiect. De ei, tati nu se desparte niciodată. Doar noaptea, atunci când doarme. Și ziua, când el face duș. Atunci hai să deschidem lădița. Să vezi ce-i așteaptă. Eu nu cred în asta. Dar hai măcar să încercăm. Minciuni gogonate. Câți bani am dat pe ea? Și ei ne-au adus o cutie goală. Nu cred! Escrocii! Ne-au mințit! Poate să-i dăm la poliție. Ne-au luat banii. Și tu ai curajul să spui la poliție că am cumpărat ceva de pe Darknet? Da, Melissa, dar atât de mulți bani am dat pe păpușa Udu. Ne-au mințit! Da, ar fi fost fain să o avem. Melissa, Mircea! Lasă, Matei, nu arde! Ar fi fost fain să funcționeze. Te ascultați-mă, este ceva. Da, este! O cutie plină cu fâșii din hârtie. Cineva mi-a văzut ochelarii. Unde i-am pus? Aici erau. Deja-i caută. Să-i duc. Mircea, păpușa e aici. Păpușa Udu! Totuși era în cutie. Dar vă spuneam. Atunci îi duc mai târziu. Trebuie să ne grăbim. Dar ce face păpușa Udu? Se zvonește că vrăjitoarele pot dirija oamenii cu această păpușă Vudu. Da, dar ochelarii, pentru ce trebuie să ție? Ca Vudu să știe pe cine trebuie să-l controleze. Adică tu vrei să zici că orice ai face acestei păpuși, i se va întâmpla în realitate lui tati? Minciuni, nu cred în asta. Da, la început îi vom face lui tati, iar după aceea mai vedem. Mirza, dar asta nu-i periculos. Păi da, tocmai de aceea l-am ales pe tati să fie primul. E suficient, Vudu deja știe pe cine îl va controla. Povestea asta cu păpușa Vudu este o poveste inventată. Doar bani în vânt. Au, ce-a fost asta? Mă doare capul. Funcționează! E adevărat această păpușă! Ți-am zis eu! Atent! Aud că vine încoace! Uf! Ce flotilor ăștia! Ah. Ce-ai pățit, tati? Ce te-ai auzit? Eram în baie și așa, ni tam, ni sam, m-au apucat niște dureri de cap de nu vă imaginați! Dar ce e asta? La ce te referi, ce e asta? Haide, parcă nu pricepi. Ce-i cu lada aceasta? Și ochelarii mei? Ce caut ei aici? Poate tu i-ai lăsat aici. Nici nu am observat. Nimeni nimic nu vede, nimeni nimic nu aude. Uite și sunt murdari. Of. Atunci păpușa Vudu înseamnă că funcționează 100%. Într-adevăr, ar putea fi periculos. Mircea, periculos ar putea fi dacă tati află de această păpușă și o va folosi împotriva noastră. Tu-ți imaginezi? Acum hai să încercăm și altceva. Să-l gâdilim. Ce e asta? Ce sunt acolo, furnici? Marcă nu-i nimic. Vai, ce mă cânt de la piciorul. Vai. Ce a fost asta? Oare el își dă seama ce se întâmplă cu el acum? N-are de unde. Ce lucruri strani. Ba mă apucă, ba mă lasă. Straniu, e acum seara.
Și totul s-a început imediat după ce am făcut eu duș. Oare n-a fost apa prea fierbinte? Și acum am halucinații? Da. Să nu fie cumva din cauza că n-am mâncat. Da. Deschide un pachet de cereale. Cerealele noastre preferate. Viva! Iată de ce ele despar atât de rapid de la noi din casă. Stai că eu facem noi. Tati stă acum așa, cu mâinile împreunate și... Ce-a fost asta? Cerealele mele! Îmi bază copiii! Super, Melisa! Acum, din cauza ta, toate cerealele sunt pe jos! Minus un pachet! Da, dar în schimb este foarte amuzant! Lasă că mai facem comandă de pe shopius.ro. Nu, las să se prăpădească așa bunătăți! Să nu vină și copiii, dacă observă. Că le ador și eu cu mami. Dar ce, ai turnat un pic de lapte și poftim! Mic dejun, prânz și cină! Și acum ce face? Își ia lapte! Totuși la cereale nu renunță! Las că eu fac eu! Să-l gâdilim puțin pe la subțuori. De ce așa, domol? Mai tare! Să intre până în coaste. Ok, zi și făcut. Cât mai tare! Eu le-am strâns pe toate! Bine, măcar laptele nu era deschis. Tati, ce ai făcut? De ce ai dat pe jos cerealele? Dar nu știu ce m-a apucat. Probabil vreun cârciel. Îi făceam cereale pentru Matei și cu Ionuț. A venit timpul să-l pedepsim. Ce să-i facem? Am o idee! Ia privește aici! Dar asta ce-a fost? Tati, ce se întâmplă? De ce te lovești tu singur pe tine? Dar n-am făcut-o eu intenționat! Mâna parcă e necontrolată, parcă o dirigează altcineva. Strănie ziua asta. Ziceam eu că doar strănietăți am început seara aceasta. Mircea, urgent trebuie să facem ședință. Trebuie să ne gândim la un plan cât mai bine pus la punct. Să folosim puterea acestei păpuși la maxim. Eu zic să ne oprim cu această păpușă. Să scăpăm cumva de ea. Să-i dăm foc. Este foarte periculoasă. Tu ai nebunit? Cum să facem așa ceva? Am dat o sumedenie de bani pentru ea. Dacă mai spui odată că o aruncăm, voi lua un obiect de la tine și o voi conecta această păpușă contra ta. Te înțeleg, Melisa. Este foarte interesantă. Chiar de asta mi-este frică. Dacă ei află, vor întoarce păpușa împotriva noastră și ne vor controla. Uite ce propun eu. Vom folosi această păpușă jumătate de zi împotriva lui tati și cealaltă jumătate împotriva lui mami. Ce zici?
Atunci avem nevoie de un obiect și de la mami. Lăsați că ea aduc eu. Messi staff în orașul Kaboom? Matei, ai găsit ceva? Da, ceasul lui mami. Bună idee! Așa. Perfect! Acum trebuie să verificăm dacă funcționează. Mami stă în dormitor, citește. Atunci, hai să mergem! Ce să-i facem? Ia scrieți voi propuneri cum să folosim această păpușă voodoo. Iar cine va scrie cea mai faină idee, îi vom trimite păpușa noastră. Dar până atunci ne distrăm noi. Am o idee! Așa și puțină gimnastică. Ce sunt cu picioarele mele? Ce se întâmplă cu ele? Nu le pot controla! Perfect! Dar eu am o altă idee! Să rostogolim pe mami pe poartă, ca pe un flăcărui. Ok? Ha? Uite, nu-i place! Se întoarce înapoi pe spate! Dar dacă facem așa... 1, 2, 3. Ce-i asta? De ce am căzut de pe pat? Ce-a fost asta? Oare am ațipit? Dar parcă nu mi-este somn. Uite cât este de insistentă. I-am zis jos, nu pe pat. Jos! Știi ce? Ca să nu mai pățesc din astea, ia să-mi iau eu mie pierna jos. Hă? Așa. Așa. Așa e mai bine. Acum nu am unde să mai cad. Totuși ar trebui să verific încă o dată. Am prins! Dar ce a fost cu mine din aur? Din ce cauză nu puteam controla mâinile mele? Probabil că n-am dormit suficient. Să mănânc măcar acum. Toti! De ce iarăși mănânc cereale? Ți ajunge! Dar nu știu ce s-a întâmplat, le-am vărsat pe toate jos, tot cu lapte. Ia să vezi cum imediat îl fac pe tate un campion mondial la dansuri. Să începem! Și acum devenim o balerină și facem o piruetă. Sper că nimeni n-a văzut asta. Ce s-a întâmplat? Ce caragios este! Acum mâna sus și facem ca un robot. Totuși se repetă. Ah?
Acum să-l scuturăm puțin. Chiar dacă la male au razei maximale, nu se fac pârdoare, nu găsesc armale. Ce piesă tare! De ce vorbim de ele? Doar slip și sandale. Gata, acum am făcut încălzirea și să începem dansul adevărat. Tum, tum, turururu, rum, Michael Jackson. Și puțină acțiune. Și acum ceva ca ocazian. Parcă mă rog gâtul pe aici. Bravo, tati! Vrei să zbori? Ce pot eu? Ha, învățați-mă! Bravo, tati! Ce talent! N-am văzut nicăieri așa ceva! Românii au talent? Bună ziua! Eu vreau să vin la preselecții! Da, pot multe! Notați! Dumitru? Da! Din? Da! A luat-o deja prea serios! Eu zic să lăsăm acolo să danseze fără păpușa Vudu. Se va face de rușine. Nu reușește. Wow, mami! Vrei să joci cu noi șah? Nu, nu-mi place să joc șah. Atunci, mami, te rugăm să eliberezi. Noi vrem să ne jucăm o partidă de șah. Of, nu poți să stai nici 5 minute să te relaxezi. Mă duc eu în altă parte. Jucați șahul vostru. Mă duc să văd ce face tati. Melissa, dă-mi păpușa Vudu. Mami coboară acum scările. Coborâm, coborâm, coborâm și cădem. Ce s-a întâmplat? Ce mă doare capul! Mami, ce-ai pățit? Nu știu ce-am alunecat de pe scara asta. Și acum ea vrea să se ridice și hop! Tati, unde ești? Nu am înțeles. Și cu puteaua asta alunecă? Au! Mami, ești un beberuș? Te-ai dezvățat să mergi? Dar mai lăsați-mă în pace! Eu am exagerat, pescării este prea periculos. Hai, lasă, Mircea, asta încă e prea moale. Ce faci, mami? Pentru ce pui aceste covorașe? Tu încă nu ți-ai dat seama sau te prefaci? Nu vreau să alunece și alții ca mine. Chiar dacă o să cadă, o să cadă pe moale. Poate mai presori și nisip? O, idee bună! De ce nu m-am gândit de la început? Ce? Iarăși am alunecat! Am eu o idee, vezi cu mine! Pentru ce nouă? Haina de taekwondo! Îmbracă! Acum vă povestesc! Ah, aici erați! Ce faci, Mircea?
îmi antrenez abilitățile mele de luptă fără contact. Adică lovești fără să atingi. Minciuni pe care eu nu le cred. Ia privește! Kia! Mulțumesc! Cu lumânare e simplu. Asta poate face oricine. Iată să mă lovești de la distanță. Hai, 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 ce stai? Sigur vrei asta? Hai, lovește, ce stai cu ochii în părți? Nu știi ce să faci. Eu te rog să te întorci aici și acum va începe. Ce începe? Cum ai făcut asta? Cum a făcut el asta? Bravo, Mircea! Repetițiile au succes! Știi ce? Ia-mi încă o dată! Eu vreau să înțeleg șmicheria. Cum ai făcut tu asta? Kia! Vai! Vezi? Acum crezi că există așa stil de luptă. Ia-mi dă-te și mai departe. Eu vreau totuși să intru în esență la acest stil de luptă. Mai! Hai, așa. Hai acum. Ok, tu ai zis. Mircea, ia învață-mă și pe mine. Melissa, cum face el asta? El odată mi-a arătat și eu nu mai vreau să încerc asta. Te pot învăța. Trebuie să stai în fiecare zi cu capul în jos. Și cât timp trebuie să stau așa cu capul în jos? Câte o oră și în 2 ani te înveți. Nu e rapid. Tocmai 2 ani. Ei, lasă. Ți-a plăcut ideea mea? Da, foarte bună. Dar eu am alta și mai faină. Ai grijă cu asta. Acest prank nu este cel mai potrivit, dar e foarte amuzant. Uite, ne vârtim, ne răscim, dra-la-la, dra-la-la. Așa? Așa? Eu mai mult în partea asta nu mă duc. Ce s-a întâmplat? Începem! Te voi bate! Nu! Așa, să-mi iau un pic să notez. Uite! De ce atât de tare? Îți arăt eu ție! Aici este mai liber. Dribling și șut! Gol! Liniște, vă rog frumos, am spus o dată. Bine, am înțeles. Melissa, mai încet. Câte persoane vor fi? 40? Notez. Dar nu-ți pare că mami vrea să fie controlată de băbușa Vudu? Ba da. Ia să vezi cum se face de rușine acolo, pe Zoom. Da, am notat. Rapid? Ce se întâmplă? Nu, totul e ok cu mine. Mă, atrageți atenție! Știu că am dispoziție de dimineață! Da! Sper că nu pot să notez! Și acum, poc la cap! Poc!
Da, se va desfășura în aer liber. Nu am înțeles. Nu, tot e în regulă. Da? Oh, ce-i cu mâna mea? Nu pot controla. Oh, ce-i asta? Așa e. Oh. Și acum cireașa de pe tort. Ce vrei să fac? Ne sculăm și ne întoarce. Ce face? Cu telefonul. Scuze, șeful, nu am vrut să fac una ca asta. Nu pentru dumneavoastră, șeful ăsta! Nu! Nu! Vă rog frumos, iertați-mă! Nu știu ce se întâmplă cu mine! Nu pentru dumneavoastră! Ce-i asta? Mami, ce-i cu tine? Ce-ai pățit? Ai mâncat prea mult dulce! Nu știu ce se întâmplă cu mine astăzi, dar capul mă doare, mâinile nu mă ascultă, șeful e supărat pe mine! Să beau niște apă rece ceva. Mami, mai bine să te adresezi la un doctor. A, da, știi că e o idee. Chiar acum o sun pe doamna doctor, medicul de familia noastră. Da, fă așa. Bine, perfect. Cum îți zice? Așa. Doctorul a spus că trebuie să mă calmez și să fac aromaterapie. Să aprind o lumânare. Uite așa. Și parfum. Ah, și să nu uit, cel mai important. O cârpă umezită s-o pun pe frunte. Și să stau, uite așa, liniștită și să meditez. Da, e grav cu mami. Probabil că din cauza păpușii. Dar lasă, încă nimeni nu a murit până acum de la meditație. Un pic îmi trece capul. Îmi trebuie doar liniște. Totul o să treacă. Mami, nici nu știu seama că toate acestea se întâmplă din cauza păpușei Budu. Mi-a făcut foarte mult poanta cu căzătura din pat. Ba nu, mai tare este când mami a căzut de pe scări. Asta voi! Maxim. Uite la ei! Și cum să te odihnești? Și ce amuzant au văzut ei! Această păpușă este foarte tare! N-am mai văzut așa ceva niciodată! Acum cred că este în top, dar cea mai tare fază a fost când m-am luptat cu tati în lupta cu telechinezie. Dar cel mai fain e că tati și mami nu și-au dat seama că noi avem această păpușă și putem controla! Dar de ce n-are păr? Nu știu. Dar oare dacă îi vom schimba cu afura păpușei Vudu, i se va schimba și la mami? Tu cum crezi? Hai să încercăm! Ce înseamnă asta? Voi până acum ați controlat cu ajutorul acestei păpușe Vudu? Nici n-avem idei despre ce vorbești. Tu nu vrei să revii la meditațiile tale? Eu îmi dă încoace păpușa! Ia tu să așa! Oh. Bravo! Tu cu noi nu vrei să te joci, să te controlăm, nu ne lași! Deci... Păi cum să vă las? Ce, să faci una ca asta cu mine? Și acum și păpușa vrei să ne-o iai? Da, după uite ce faci! Eu vreau să te învăț minte! Atei, ține păpușa! Ce vrei să faci? Direct? Așa e bine? Mai vrei? Încetați! Și dați-mi drumul la mână, Melissa! O, scuze, dar în schimb te-ai răcorit! E bine? Da, m-am răcorit! Lasă că vă arăt eu vouă! Cum a fost ideea mea? Faină? Cu apa? Da, dar ea deja știe că noi avem păpușa Vudu! Și dacă îi zice lui tati, ce facem? Poate și ei își cumpără una. Bine, hai să o lăsăm în pace pentru un moment. Dar vezi cum se supără. Sunt doar niște farse amuzante. Și ne veselim și noi așa. Ce
ce? Din cauza asta că eu nu am vrut să mă joc cu ei în șah, trebuie așa să se comporte cu mine, să mă controleze cu ajutorul păpușii Vudu. Trebuie ceva să mă gândesc. Cumva?